viața în sudul Marocului. Victimele se aflau într-un avion militar care s-a prăbușit într-o zonă aflată la 800 de kilometri de Rabat. Potrivit anchetatorilor, aparatul tip Hercules C-130 s-a zdrobit de o munte. Dintre cei 81 de soldați aflați la bord, doar 3 au supraviețuit, dar sunt în stare gravă. Martorii spun că dezastrul s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile. O bunicuță din Statele Unite ne dă